Parcul central din orașul Drochia va fi ca în palmă. Camere de supraveghere vor fi instalate pe teritoriul parcului orășenesc pentru a menține ordinea publică și a-i trage la răspundere pe cei care produc acte de vandalizare. Locuitorii orașului susțin inițiativa autorităților locale în ceea ce ține instalarea camerelor video. E necesar, numai decât e necesar să fie video, pentru că la noi lumea nu prea e competentă de toate. Am uși mai stric ceva, am uși mai... Așa că numai decât trebuie să fie. Eu sunt pentru. Eu sunt de acord și e bine, deoarece și siguranța e pe primul loc în parc și multe... se protejează de multe pericole. Primăria poate afla dacă e ceva neregulă și chiar noaptea când orice om circulă pe aici poate fi în siguranță deoarece este camera și se vede ce a fost, ce s-a produs aici. Este bine pentru că în parcuri chiar unii își permit foarte mult să arunce cu noi și pentru oraș asta e chiar vrei să te plimbi în curățenie, dar nu e posibil. Și cred că e o idee foarte bună pentru oraș. Camerele de supraveghere video sunt cu o rezoluție înaltă și vor funcționa non-stop. Lucrările de instalare sunt desfășurate de echipa unei companii din orașul Drochia. La intrare în parc, din partea cealaltă, fie instalate două becuri LED cu la 70 de W, ca să lumineze intrarea din partea la strada Independenței. O să fie, înseamnă că două camere instalate aici la pilonul dat, ca să iei vederi din partea dinspre școala sportivă și din partea de la intrare dinspre strada centrală Independenței. Și de acum o să fie o cameră instalată ca să vadă în deal înspre Havuz, din partea asta, tot intrarea în parc, dinspre partea la casele cu nou etaj, dinspre stadionul mic. În deal tot o să fie două camere care de acum o să iei vederi încă o cameră la Havuz și una o să prinde de acum parte tot, se primește dinspre stadionul care mic. Odată cu înregistrarea video a teritoriului parcului, primarul localității speră ca cetățenii să devină mai responsabili în ceea ce țină ordinea și amenajarea a locului de agrement. Parcul central orășenesc, după cum am vorbit și anterior, vor fi instalate, deja se petrec lucrări pentru instalarea camerelor de supraveghere, vor fi instalate camere de supraveghere din toate unghiurile, practic, ale aleii centrale și celorlalte alei, astfel încât să poată fi văzut orice, din orice colț, dacă va fi făcută vreo tentativă de distrugere sau, în rest, va fi monitorizată ordinea publică, va fi un suport și pentru poliție, va fi monitorizată ordinea publică. Se distruge practic tot ceea ce se face de către primărie. Mai facem o tentativă să vedem și de data aceasta dacă vor continua distrugerile sau ni se va primi și va fi pus punct acestor distrugeri. În parcul central din orașul Drochia vor fi instalate 4 camere video, așadar acest teritoriu va fi supravegheat de 5 camere în total, una fiind instalată anterior. Victoria Conea, Roman Gonciaruc, TV Drochia.